Ok, salutare lume. sunt Alex și astăzi um, continui cu acea miniserie, ca să zicem așa, de trucuri și cum să faci bani în FIFA Mobile. Ok, deci uitați, am luat acest jucător și e de Gold 71 cu 2000, da? Vedeți că au fost și alți jucători cu 1700, 1800. Îi luați și... Vă uitați la ei, de exemplu, pe al meu, cum îl cheamă. Borha. Scrieți aici Borha. Eu scriu Borha pentru că așa îl cheamă pe -o jucătorul meu. Ok. ovr lui. Și aici dăm reset. Da, stai să vedem că e și striker. Ok, save. Hai de mine. E la Volksburg. Uh, Bundesliga, Bundesliga, Wolfsburg. Gata, dacă nici acum. Ok, și vedem că sunt mai mulți jucători. Așa, și să dăm, să nu-i nu vedem chiar pe toți cei care ne interesează pe noi. O să dăm aici un max uh, 6000. Save. Și ne apare a nostru care l-am luat, încă unul la 5800, unul la 5500 și unul la 4800. Ei, noi l-am luat cu 2000 și o să-l punem undeva în jur de 4000 și ne iese profit dublu, adică 2000 în cazul de față. Bine, eu o să-l pun cu 3300 și 3500. Profit uh, 1500. Da, și tot așa, luați jucători, luați jucători și, da, ca să vă arăt cum să faceți și la filtre să îi aveți, selectați aici Gold, Save și Price, Maximum 2000. Dați Save și dați Refresh. Dați Refresh de aici, vedeți unde am eu butonul la Mobizen. Da, și machetul își dă refresh cam o dată la 5 minute, ca să zic așa. Deci nu trebuie să stați foarte mult ca să prindeți niște jucători. Cam asta ar fi cu această metodă. Ce pot să vă mai zic? Eu l-am pus pe al meu și 99% o să se vândă din prima. Recomand să-i puneți doar la 4 ore pentru că nu are niciun rost să-i puneți mai uh, târziu. Uitați, uitați de exemplu acum ce jucător am luat la Snipe și e și top transfer. Are 72, deci îl cheamă Sanchez. Nu pot să-i văd clubul, Sanchez. Haideți să scriem, S-A-N-C-H-E-Z, Search. Ok, el este și are OVR 71, 73. Reset și search. Stați că e și CB, ca să ne-l arate numai pe el. Sper, adică. E la Ajax. Ajax. Haideți să căutăm Liga Olandei. Iar asta trebuie să faceți și voi. Eu vă arăt doar acum câteva exemple. Vedem că e acesta la 2700. E destul de ieftin, mi se pare. Puteți să-i puneți și în echipa voastră. Dacă nu aveți fundași atât de bun și vă trebuie, vă luați niște jucători de primul 11 foarte ieftin. Ăsta e 2500. Deci o să-l pun cu 2200 și am profit un k, 1000. Este destul de ok și faceți voi, faceți uh, trading așa până când aveți măcar 45-50 de k, 45-50 de mii. După aceea o să revin eu cu peste 2-3 zile, cred, cu un video cu alte metode de training de la 50 de K în sus. Și îi dăm post item. Vedeți, eu am mai mulți jucători aici care fac trade. Asta trebuie să faceți și voi. Se poate face trading destul de ușor cu acest market. Deci, da. Dacă v-a plăcut această metodă, dacă vă ajută, lăsați și voi un like un subscribe dacă, bineînțeles, ești nou, iar până data viitoare, numai bine!